acuzație. Într-o seară, deși era meci la televizor, pe când soțul era plecat la pescuit, Amalia, căzută în mărejele lui Nonis G, care a venit cu bilet de voie de la mama lui, care știe mai multă muzică decât DJ-ii de club din România. El, cum să spun, mai timid la început. Ea îl mângâia pe spate de parcă îl dădea cu revulsin. Hai să te dezbrac. El își scoase paltonul, da, că nu era în gară. Să mă dezbrac. Mi-au transpirat că mâinile. Da, ți-au transpirat mie mâinile. Transpirat, da. Își scoase și ochelarii. Își scoase ochelarii. Da, pune. Își scoase și pălăria. Pune pălăria. Da. Își dă-te jos vesta. Îți dă-te jos pe mine. Își dă-te jos vesta. Hai, dă-ți și vesta jos. Da, dă-ți și vesta așa jos. Și ea se simți comodă rămânând doar în lejerie intimă. Ea se simți comodă. Așa e scenariu. Așa e. Domnul actor, vă rog să mă lăsați pe mine să... Iertați. Stai așa. E lenjeria mea intimă, da. Îți stă atât de bine cu lenjeria mea intimă. Dintr-o dată, pe când tandrețea atingea cote maxime, pe ușă intră pescarul, soțul. Cel plecat la oaste, ca Peneș Curcanu. Vine? Vine. Bing bang, se auzi. E un soț civilizat, el sună la ușă, okay, când apă, n-are că... chei. Vai de steaua lui. Ce... Intră! Tu repede în dulap. Celălalt pe ușă. Ia și astea. Mai stai, bă, un pic la ușă. Stai un pic, că nu-i dulapul gata. El intră. Era de profesie profesor de filozofie. De cum o văzu? Intră, bă, amărâtule. Profesorul de filozofie. Bună, iubirea vieții mele. Bine ai venit. Ce? Început să vorbească metempsihotic despre Kierkegaard. Desigur, pavoazând împreună firul epic a unei istorisiri pe care am citit-o de unăzi în timp ce... Și despre hermeneutica iubirii de la Platon. Te-aș pupa, te-aș strânge în brațe, dar am avut de desfundat un WC-ul la ultimul client și ne-a luat mirosul. Până... Băgă niște texte de la el de toată jena. M-am băgat în până aici. Îi căzu la picioare. Stai, bă, acolo. Îi căzu la picioare. Ia aruncă paltonul. Și... Nu, aruncă paltonul, nu-i puse paltonul. E vine de la muncă. Aruncă paltonul. Era un telefon acolo. Îi spăsă telefonul, nu nismară. Și început, stai, bă, acolo, băi. Și început să danseze la șciv. Cine? Amalia, da. Să nu se prindă că făcea ceva cât el era plecat. Și ea, în timp ce dansa la șiv, îi spuse la ureche: Dragul meu, Abia te-am așteptat. Unde naiba ai fost? El imediat își dăte seama că nevasta nu purta ochelari. Băi! Da! Dar tu chiar nu porți ochelari în viața reală! Am vrut să fac un personaj astăzi pentru tine. Ești foarte bine, draga mea! Dacă n-aș mirosi... Da! Dar ce sunete se aud din șifonier? Deci dă-te seama că și-a uitat cheia franceză în buzunar. Asta era cheia franceză. O scoate și o bagă înapoi în trusa de scule. Din dulap ieși Nonis G. Natural și spuse din textele aflate în prompter. Stai, mă, tu nu vezi fără ochelari, nu? Amalia, pune înapoi ochelarii. Mă bagă înapoi sau? Nu, acum ieși și dai drumul din... Îmi dau drum. Dani, tu? Cine ești? Puștașul. Și ce? La mine în dormitor e poștă? Eram numai eu cu ea. Să vă fie rușine. Ce cauți la mine în casă? Da, eu nu caut, doamna căuta că nu știa cum să lingă timbrele. Poște timbrele. Bine! Dar ești aici de o oră și jumătate.
Da, da, doamna nu găsea destinatarul, nu găsea expeditorul și... Mă încurc cu destinatar, cu expeditorul. Asta, să încurcă ea. Am auzit că ai fost aici și ieri, Dani. Dă-mi un pic pălăria, că nu pot să-mi spun replicile. Stai că nu mai știu. A mea, mă! A ta! Dar poștașul, al dracu. Nu a ta. A mea. Tinere, domn, am auzit că ai fost așa. Ieri pe aici. Da, păi poștașul sună de două ori, de trei ori, până să deschid. Și unde, mă rog, frumos? Nu, fii mai asumat un pic. Eu? Și unde, mă rog, frumos? A, el, da, fii mai asumat. Și, păi, am asta pe cap, Răzvan, că am contează, mă, așa. Ermină, că alții s-au apucat de școala de teatru și actorie și eu, uite-mă aici. Și unde, mă rog, frumos? Către el un pic. Către... Și unde, mă rog, frumos? Trimite nevastă-mea scrisorile astea. Și ca Botin, iau mai ușor așa, adică, da. Joacă prost rău, nu pot să mă tem. cred că prin Tahiti undeva, că tot am auzit-o când la un timbru, când la altul. Mai tare, mai vreau, mai... Dar nu te aștept să te cred, Dani. Doar nu te aștept să te cred. Pari idiot? Da. Scuze-mă, am băgat de la mine. Lasă-l pe om să-l... Da, pari idiot? Pari. Nu, par avion, dar par. Spune-mi, te rog, a adus și un pachet sau un colet sau ceva, cum se poartă? Aici mi-e greu să spun că am burtă, dar pachetele astea, după... Textul e făcut pentru alta mană. Dintr-o dată, dialogul dintre cei doi se realiză în timp ce ei făceau flotări. Te invit la... Ce fel de poștaș ești tu? Mereu mi-ajung scrisorile la o vecină care stă două numere mai încolo. La câte flotări pot să dau și patru? Sunt două numere diferite. Dar de ce nu te pui pe el, pentru că e mai tânăr? Tu ești soțul, pe tine te chinui. Da, da, chinui el pe el. Nu ți-e frică! Deși mie prompterul. Nu ți-e frică? Bă, ție nu ți-e frică că... Mai tare, țipă la el, țipă la el. Ție nu ți-e frică. Mai tare, mă. Mai tare ce? Țipă la el, mai tare. A, crezi că mai tare flotări. Bă, ție nu ți-e frică că jobul tău o să fie înlocuit de internet? Acum, mă. Poate doar de site-urile de adulți. Da. Dar nu o să crezi că te las să pleci după ce... Îndrăgostit fiind de amantul găsit în... El în dulap. Soțul sărută cu patos, recunoscându-și orientarea. Nu cred. Am știut întotdeauna că așa ești. Nu. Și iată ce înseamnă o familie unită. Mă doare capul. Nu mai vreau să fac rubrica asta, pe bune. Deci nu mai am idei. Unii își doresc atât de mult să joace în jenet asta. E coadă la înscriere aici. Toată lumea vrea să fie... Ca o familie fericită, da. Pe o horă sau ceva, o piesă găsită de Mickey. Mickey, trezește-te! Începură tot să danseze, s-a terminat piesa, ținându-se de mână. Am avut concluzie. Și strigând în cor. Altă dată și altă dată o s-o facem și mai și mai lată. Să vă mulțumim tare mult, deși n-aveți pentru ce, v-aș invita la caserie să vă luați banii, dar pentru jocul ăsta niciun caz. A fost caz. Impecabil, se vede. Da. Impecabil de prost. Și pe mine, o să luăm o scurtă pauză, da. Să ne revenim cu nervii capului și să-i mulțumim lui Nonis Gicu și mamei lui. El a lăsat la platou. E singura problemă că l-am văzut mai căsat. Amantul viață, am vrut să fiu amantul. Să vă invităm pe Facebook, Nonis G, acolo găsiți mai multe detalii. Ne scuzați, atâtea idei am avut, pauză, nu-mi place. Dimineața cu Răzvan și Dan.